Bună seara, doamnelor și domnilor, începem săptămâna aici la TV Sud, la ora adevărului. Bineînțeles, trebuie să discutăm despre evenimentul politic cel mai important de la sfârșitul săptămânii trecute. Vizita lui Dragnea la conferința de alegeri PSD și nu numai a lui Dragnea, a Olguței Vasilescu, a domnului Manda, soțul, soțul, curând soțul doamnei Olguța Vasilescu și secretarul partidului, domnul Drăghici, dacă am înțeles eu bine calitatea și prezența liderilor PSD la Gorj. S-a schimbat puterea. După 16 ani, PSD Gorj are un nou președinte. În sfârșit, după atâtea zbateri și dezbateri, domnule, zicea că Ciumaru, uite, urmează acum și nu mai urmau. Iată că, în sfârșit, după atâta tevatură, președintele partidului a devenit Mihai Weber. Dumnealui este deputat de Gorj, este secundat de președintele executiv, președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu. Să vedem ce va face această echipă, nouă echipă la Gorj. Nu știu dacă odată cu schimbarea conducerii se va reforma și partidul. Vom discuta despre toate acestea cu invitații mei din această seară. Domnul Nicolae Davițoiu este președinte PMP Gorj. Bună seara, domnule Davițoiu. Bună seara. Și domnul Radu Miruță, care este președinte USR Târgu Jiu, de asemenea, bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnilor, ați urmărit evenimentele, dar trebuie să discutăm despre alegerile de la PSD și despre vizita celul mai important om politic, zic eu, chiar dacă mulți dintre noi sau dumneavoastră nu sunteți de acord, vizita domnului Liviu Dragnea la Gorj după 5 ani de când n-a mai fost pe aici, a venit, iată, cu acest prilej să legitimeze noua conducere la PSD Gorj. Domnule Davițoiu, la modul general, cum vedeți prezența lui Dragnea? Și după aceea discutăm despre cei care au fost aleși, modalitatea de alegere a lor și viitorul formațiunii de la Gorj. Trebuia să fie alături de noi și cineva de la PSD în această seară. Iată, din păcate, probabil nu știu ce au făcut pe acolo, au avut chef ieri, sunt beți de putere, își fac planurile în legătură cu viitoarea lor carieră politică. Domnule Davide, așadar, sferele de influență. Așadar, bine ziceți, da. Cred că Dragnea a fost în județul Gorj mai mult pentru a-și face campanie electorală. Cred că este într-un turneu electoral prin mai multe județe, pentru că, după câte știu, înainte de a veni la noi, a fost în la Reșița, Cara Severin, și acolo a fost întâmpinat, după câte am înțeles, destul de frumos între ghilimele. Este foarte clar că Liviu Dragnea se pregătește de campanie electorală pentru prezidențiale și cred că în această notă a fost prin județul Gorj, pentru că altfel nu cred că... Îl vedeți dumneavoastră candidat la prezidențiale? Că el a dat altceva de înțeles. Ar putea fi un candidat comun PSD-ALDE? Păi da, dar cred că când a spus el candidat, fie, nu se gândește la el, nu se gândește la Tăricianu sub nicio formă și... A zis dumneavoastră de primirea. Știm foarte bine, pentru că electoratul PSD nu acceptă niciodată ca să fie candidat al PSD-ului un individ care este în afara partidului sau cel puțin care nu aparține sau nu este nominalizat de către PSD. Dar nu mai PSD. E nicio piedică în calea eventualei candidaturii a lui Dragnea, adică problemele lui. Mai multe, dar cu legea. Probabil după modificările la legile justiției pe care le face mod frecvent, cred că se așteaptă ca în urma acestor ordonanțe pe care le-a dat și pe care probabil vrea să le mai dea, să scape bazma curată în fața justiției și să fie candidatul PSD-ului. Domnule Radu Miruță, dumneavoastră ați avut niște declarații publice înainte de a veni Dragnea la Gorj. Spuneați ceva de genul, doreați să aflați un răspuns, ce a făcut PSD-ul în ultimii 20 de ani, da? Domnul Victor, nu mă așteptam neapărat să mă răspundă mie. Mă așteptam ca bunul simț să-l facă să spună oamenilor pe care i-a întâlnit, măcar membrilor PSD, că au fost acolo vreo 600 de oameni. Sigur, doar ca să ocupe un loc în sală, din câte s-a văzut din nefericire.
Eu mă așteptam totuși, e un lider național, e omul care face și desface guverne, e omul care își bate joc de țara asta așa cum cu toții vedem. Dacă părerea dumnealui, dacă părerea grupului dumnealui sau dacă părerea conducerii alaiului care l-a însuțit pe dumnealui este alta, mă așteptam să vină măcar la Târgu Jiu să facă o prezentare așa, o dare de seamă pentru gorjeni de 15-20 de minute, cu ce a ajutat acest județ și această zonă în ultimii 20 de ani, nu neapărat el, ci partidul pe care dumnealui îl poartă pe frunte așa tatuat. Vă reamintesc că la Gorj PSD a avut premier, chiar dacă acum nu e PSD, dar viața lui Victor Ponta este legată de PSD. La PSD Gorj au fost parlamentari parte din coaliție de guvernare. PSD a dat prefect, PSD a dat secretar de stat. Cu toate acestea, indiferent cât de mult ar încerca ei să rupă din context, rezultatul pe ansamblu e unul singur și îl vedem cu toții. Și acela că anul trecut județul Gorj era pe ultimul loc la investiții străine din țară și în continuare și anul acesta județul Gorj este pe locul 3 la frecvența de plecare din județ. Toate aceste lucruri sunt rezultatul unei activități a partidelor politice în ultimul timp. Lucrurile astea nu s-au întâmplat de pe o zi pe alta, iar acești politicieni nu conduc acest județ de ieri de alaltăieri. Pentru mulți politicieni e foarte simplu să scoată din context câte un paragraf și să spună lucruri pe care pe ei avantajează, beneficiind sau speculând, fie neatenția oamenilor, fie lipsa de informare. Însă haideți să ne uităm la chestiunea așa, pe ansamblu. Ce se întâmplă în județul acesta, că vedem cu toții, în condițiile în care PSD și PNL, PDL, vechea lor colaborare, au avut oameni care au condus acest județ. În aceste condiții m-aș fi așteptat eu ca această garnitură îngerească de la PSD să vină să spună oamenilor. În carieră din Oltenia se moare zilnic aproape. Asta l-au transmis liderii de sindicat, să știi că au fost liderii de sindicat, nu știu, bun. Da, sunt liderii de sindicat acum. Până Victor, acolo au venit niște oameni. Așa. De la PSD, vreo 5-600 cât au venit, mulți dintre ei, cred că nici nu știu pentru ce au venit. Eu n-am văzut, vă mărturisesc, un proces de alegeri care să dureze mai puțin 10-15 secunde. E o etapă în viața formațiunilor politice și nu e singurul partid. De pildă, mi-aduc aminte, la PMP a venit Băsescu. Eu nu spun că e rău că se vine, dar acolo s-a venit... Tot așa, a fost o delegație poate mai mare, domnule Dan Vițelu, nu? A venit cu Adrian Ștefănescu și a întrebat. Nu? N-ați fost mai mulți. Nu, mai puțin. A venit Cătălin Ștefănescu la microfon și a zis votăm, da, l-am uitat să votăm la vedere, sunteți de acord, da, domnul Weber președinte, să se ridice mâna, da, felicitări domnul Weber, felicitări, sunteți președinte. Asta a presupus alegerile din CSD. Nu vă așteptați, discuțiile astea sunt de multă vreme, nu credeți că acum. Eu mă aștept ca cei 500 de oameni să nu stea acolo efectiv precum stau scaunele după ce pleacă oamenii din sală. Vine liderul partidului, vine o garnitură de oameni să iese cu să voteze de așa democratic, să iese cu la limită. Voia să iese Weber la limită. Conferința de alegeri nu a durat decât 5 minute. Ce vreau să vă întreb, domnule? E jenant, că tot a deschis colegul Miruță discuția asta cu votul ăsta democratic sau așa. Ce democrat, domnule? Jenirea democrației să fie. Așa ceva. Au fost niște zvonuri, că vezi, domnule, are un contracandidat Weber în persoana domnului Prunariu. Nu, era imposibil. Cine crezi că a lansat asta? Nu cred. A fost așa o tentativă de democrație? Da, nu. Cred că a fost o scăpare de-a lor, pentru că așa s-a întâmplat și la Reșița, adică la Cara Severin. Un iepuraș de ăsta cedea bine nu, la... Nu, n-a avut nici acolo. Deci lista a fost citită și la Cara Severin, exact ca la Târgu Jiu. Probabil acesta va fi ritualul și la următorul congres, sau a și fost, după câte mi-aduc eu aminte, și la... Crezi că suntem naivi acum să credem că în alte partide, poate și la dumneavoastră, oricând, nu se decide înainte, nu, înainte mai de alegeri. Mai e puțină, mai e scandal, mai e puțină democrație. Domnul Victor, la USR votează 6.000 de membri. Nu, mai e totuși votează mult mai multă democrație. Cu note de la 1 la 100. Se știa, domnul David Soiu, că Weber... Tandemul ăsta, de când se vorbește de tandemul? Oricât, chiar dacă, de zile, de doi. Chiar dacă ar fi așa și la celelalte formațiuni, dar cel puțin tenta care se dă e mult mai democratică și poți să ai și surprize, pentru că se votează totuși secret. Dacă era pe bune, avea vreo șansă Prunariu, dacă era pe bune, să zic. Avea să rupă partidul în două, în treime din el. Câte șanse ar avea unul, câte șanse ar avea celălalt. Dar cred că dacă se vota secret...
Puteau apărea și surprize. Da, să fim realiști. Cine merge la vânătoare cu liderul suprem, cu domnul Dragnea? Merge nu votează, dar eu cred că dacă se vota, cu eu zic Dragnea, că dacă cred. Se vota, puteau să apară surprize. Nu știu dacă neapărat la s-a votat? A fost vot. Cu mâna ridicată. Păi care n-ai ridicată aici? Și ceva, nu știu dacă am urmărit. Poate așa au intrat în sală, cu mâna ridicată. Nu, așa domnule, o să vreau. Nu se poate, nici nu cred că au statutul la modul ăsta. Fiți atât, hai să luăm știrea. Statutul lor nu este, cred că, prin ridicare de mână. Că am promis că punem și noi știrea să... Să vadă lumea, să vadă lumea ce s-a întâmplat acolo. Regia, dacă avem știrea colegilor de la departamentul de știri, haideți să vedem atmosfera de acolo, pentru că e important să vedeți, doamne și domnilor, cum a fost primit domnul Liviu Dragnea cu trandafiri, am înțeles, da? O să vedeți în știre imediat, vă rog. Liviu Dragnea a fost primit cu aplauze și trandafiri de socialdemocrații gorjeni, care nu au ratat ocazia de a-și face un selfie cu liderul partidului. Dragnea și-a început discursul în cadrul conferinței județene de alegeri prin a-l felicita pe Florin Cârciumaru pentru întreaga sa activitate politică. Am ascultat și am văzut un om care și-a dedicat o mare parte din viața lui pentru binele comunității din Târgu Jiu, pentru binele comunității din Gorj și pentru acest partid. Este un om care merită respectul nostru al tuturor. Este un om care, cel puțin de mine personal, va fi sprijinit în continuare în alte proiecte politice pe care poate le vom conveni amândoi sau împreună și cu Mihai, pentru că este un om care merită. Mihai Weber a fost votat în unanimitate ca noul președinte al organizației județene. Liderul PSD Gorj a fost felicitat de Liviu Dragnea, care a girat pentru el și a declarat că are încredere că Weber va face lucruri bune. Vreau să-i doresc succes lui Mihai. Vino puțin, Mihai. Eu un băiat, eu așa îi spun, în care am mare încredere. Un om cu viziune, un om care ține foarte mult la județ. Și de unde îmi dau seama de asta? De câte ori a venit la mine, de câte ori am discutat, de câte ori a insistat să discutăm despre problemele din Gorj. Și el și Nea Florin. Asta mi arată că sunt oameni care țin la acest județ. Viitoarea conducere a PSD Gorj a fost votată în unanimitate de sutele de socialdemocrați gorjeni prezenți în sală. Mihai Weber a fost ales președinte și Cosmin Popescu președinte executiv. Delegații au votat deschis și pentru cei 17 vicepreședinți, respectiv Florin Cârciumaru, Scarlat Iriza, Andrei Maioreanu, Gheorghe Milosteanu, Aurel Popescu, Ion Bircă, Dănuț Biră, Adi Câmpeanu, Emil Cătănoiu, Sabin Cornoiu, Maria Dumitrașcu, Petre Grigorie, Dorin Hanu, Claudiu Manta, Marcela Mrejeru, Mihai Prunariu și Ovidiu Pungan. Totodată, Anca Bordușanu a fost numită de Mihai Weber în funcția de secretar general al partidului. Ați auzit, doamnelor și domnilor, ați văzut cum a fost primit. V-am pregătit o surpriză, însă aș dori să-l apelăm pe domnul fost premier al României, deputat de Gorj pentru mai multe mandate, domnul Victor Ponta. Ați văzut cum a fost primit așa omul, adică cum vi s-a părut dumneavoastră primirea? Da, este... Cu selfie frumos, așa? Da, da, este o primire făcută în interiorul... Muzică. În interiorul locației, nu este undeva să fi lăsat mașina să treacă printr-o mulțime. O să discutăm cu... În care ar mai fi fost și alți cetățeni. Domnul Ponta, care a avut niște informații cum că s-ar fi ascuns Dragnea de mulțime de protestatari. Să vedem de unde are informațiile domnul Ponta, pentru că eu nu prea i-am văzut, sincer. Până oricum e jenant, un lider politic care ajunge să intre într-o sală, printr-o parcare închisă și să nu dea ochii cu oamenii, e jenant, în punctul meu de vedere. Haideți să vedem ce zice domnul Victor Ponta, dacă l-avem la telefon. Nu l-avem încă. Cred că e la basket și domnul Victor Ponta, da, s-a vindecat după accidentul din trecut.
Nu știu, mi s-a părut primirea destul de fastuoasă, așa, adică oamenii sau cei de la Gorj. Dom'le, hai să facem o primire liderului nostru, este, când vine. Este o primire aici, făcută de către membrii de partid ai PSD-ului. Și dacă venea în centrul orașului, practic, cum l-ar fi primit? Practic, eu nu l-am văzut pe Dragnea plimbându-se prin centrul orașului sau să lase mașina undeva, cum să zică că a venit seara, omul, acum să fim și noi oameni, a venit seara, obosit. S-a cazat unde a dormit Ponta în trecut, am înțeles. Nu știu dacă a primit acelea servicii pe care le primea Ponta în trecut. Nu, cred că a parcat direct în cameră, nu vadă nimeni. Ați văzut ce a zis de noul președinte? Băiat de încredere. Dar nu ne-a spus băiat de încredere pentru Gorj sau băiat de încredere în anturajul dumnealor? Dumneavoastră ce credeți? Asta a fost o, părerea mea, a fost o chestie prea trucată la un cap la altul. Eu nu înțeleg de ce și decorul ăla cu 6-700, nu știu dacă a fost 6-700, dar chiar dacă a fost, de ce mai fi adus oamenii ăia acolo, eu nu înțeleg. Probabil decât să ridice mâna sus. Eu n-am văzut la nicio formațiune politică acest gen de alegeri. Când sunt în joc anumite funcții prin ridicarea mâinii. Parcă ar fi întrebat dacă sunteți de acord cu schimbarea începerea conferinței sau dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Mă rog, alea se pot vota. Dar eu știam că de fiecare dată când se votează persoane, votul trebuie să fie secret, indiferent despre ce este vorba. Ați văzut că ei atunci când e câte o moțiune în Parlament, decizistii, în general, ei cu mâna sus, cu biluța, mânuța, adică să nu fie niciun dubiu. Da, eu aș observa... Dar și în Parlament, când se călătrăru puțin, când se votează persoane, când se votează ridicarea imunității unei anumite persoane sau alte chestii de genul acesta referitoare la o persoană, ați văzut că se votează cu bile, se votează în mod secret, adică se pun bilele în... Două, trei vase. Eu aș observa o chestiune periculoasă din punctul meu de vedere cu privire la viitorul județului Gorj condus de o astfel de echipă de politicieni. Bun, pentru președinte înțeleg că întâmplător, neîntâmplător, nu a fost niciun contracandidat. Pentru vicepreședinți sunt absolut convins că au fost mai mulți, cel puțin membri PSD care și-au dorit o altă componență. Acea listă care a fost votată în bloc nu a fost emanația niciunui zone din partid. Dar de ce credeți asta, domnule Miruță? Pentru că nu a existat votul. Poate modul de organizare păi a partidului. Au și ei. Uitați, aici în vicepreședinți sunt 5 primari până aseară. Azi unul și-a dat demisia. Primari. Asta înseamnă, reprezintă zona. E foarte bine că sunt, dar PSD are mai mulți primari. Pe baza aceea au fost... Haideți să mai vedem pe cine mai avem. Vicepreședinți, Florin Cârciumaru. A primit din oficiu, da? Eu nu contez calitatea acelor partidul? Persoane, eu contez metoda prin care persoanele respective ajung acolo arese. Fără a fi întrebați ceilalți membri din partid. O astfel de metodă în care nimeni nu-și dorește să fie președintă, o astfel de metodă în care nu există luptă dar cu cei de acolo. Dar de unde știți dumneavoastră că Scarlatti Riza, Andrei Maioreanu, Gheorghe Milosteanu, Aurel Popescu, Dănuț Birou, Adi Câmpeanu, Emil Cătănoiu, Sabin Cornoiu, Maria Dumitrașcu, Petre Grigorie, Dorin Hanu, Claudiu Manta, Marcela Mrejeru, Mihai Prunajiu și Ovidiu Bungan nu și-au dorit să fie vicepreședinți? Eu nu am spus asta. Eu am spus că cei 5-600 de oameni din sală nu și-au spus punctul de vedere cu privire la această listă. Ei se consideră a fi fost delegații partidului, reprezentanții organizațiilor locale. Aceste persoane nu au răspuns la o întrebare, îl vrem 2, vrem alți 3, vrem 5, vrem 7. A fost o listă pe care și Cotrin Ștefănescu a citit-o bâlbâie și cu greșeli, în care lumea a spus dacă ești sau nu ești de acord cu acea listă. Un partid care emană frică în rândul membrilor pentru a candida la o funcție de conducere, e un partid care se asemănă, din punctul meu de vedere, cu Partidul Comunist Român, cu toată puterea celor trei cuvinte spun așa ceva. Este partidul care are cele mai multe voturi în Gorj și este partidul care conduce acest județ de multe ori prin specularea neputinței, sărăciei și nevoilor acestor oameni din județ. Da, o spuneți așa, militant, da? Candidat și noastră la ceva? La PSD până... niciodată. Avem ceva probleme cu telefonul, aș vrea să luăm o pauză până găsim noi o soluție tehnică, să luăm pe fostul premier prin telefon, așa cum v-am promis. Revenim imediat.
Am revenit, doamnelor și domnilor, la telefon am încercat să facem ceva așa pentru dumneavoastră. Îl avem pe fostul premier al României, deputat de Gorj, domnul Victor Ponta. Bună seara, domnule Ponta! Bună seara, mulțumesc pentru apelul dumneavoastră. Domnule Ponta, ați urmărit ce s-a întâmplat la Târgu Jiu în weekend, chiar ați avut niște poziții publice. Scurt, vreau să vă întreb ce sentiment vă încearcă domnule Victor Ponta când l-ați văzut pe Dragnea ovaționat de foștii dumneavoastră colegi care odinioară se mândreau cu dumneavoastră, cu faptul că sunteți premier și aveți o legătură cu Gorjul. Eu cred că și acum se mândresc cu mine și cam toți, cu foarte mici excepții, vorbesc cu mine, ne auzim, ne sfătuim, discutăm, nu asta e problema. Politica e politică și nu sunt supărat pe nimeni, din potrivă. Eu sunt foarte dezamăgit de faptul că domnul Dragnea a venit la Gorj și nu a vorbit nimic despre Gorj, despre județul Gorj. Și o să vă spun care sunt problemele pe care eu le-am rezolvat când eram premier, acum trebuie să le rezolve domnul Dragnea și nu le rezolvă. Și anume, în primul rând, situația de la CEO. Știți bine că nu s-au cumpărat certificatele de CO2. Anul trecut s-a făcut o pierdere foarte mare. Mie mi se pare că și Dragnea și Ministrul Energiei și Guvernul mai trag așa un pic de timp, dar practic pun definitiv pe butuș CEO. N-a vorbit domnul Dragnea ce se întâmplă cu centura pe care domnul Cârciumaru, cu mine, cu ceilalți am adus-o și acum e blocată. Nu s-a spus când se inaugurează în sfârșit stadionul, trebuia inaugurat de un an de zile, l-a trecut, dacă nu mă înșel, doamna Dăncilă la realizările ei, nu cred că știe unde e Târgu Jiu. Da, trebuia să vină să desfacă șampania la un moment dat aici, doamna Dăncilă. Da, mă rog, haideți că știți, doamna Dăncilă chiar de azi ne-a devenit simpatică. Când a zis că ea, decât să spună prostituții, da, da, mai bine și noi. De pe voi, ce să vă spun, am hotărât să mă declar că nu, n-am fost prim-ministru, că dacă doamna Dăncilă e prim-ministru, nu mai e. Știți cum, nu vreau să fim puși în aceeași categorie. Deci, ca să concluzionez, să nu vă simt prea mult, eu am fost foarte dezamăgit de faptul că nu s-a vorbit de Gorj, deloc. Nu s-a vorbit de CEO, nu s-a vorbit de centură, nu s-a vorbit de foarte multele probleme care sunt în județul Gorj. Azi Dragnea e cel mai puternic om din România. Am fost și eu prim-ministru, sigur, șef de partid, eram puternic. De câte ori veneam la Gorj, îmi dădea domnul Cârciumaru o serie de probleme și le rezolvam. Domnul Dragnea n-a vorbit nimic de problemele Gorjului. Și asta e de fapt marea pierdere, că dacă el nu se ocupă, cine vrea să se ocupe altcineva? Domnule Ponta, mai am câteva întrebări pentru dumneavoastră, la fel de rapid să nu vă țin mult. Spuneți-mi, vă rog, pe ce informații v-ați bazat când ați declarat că Dragnea s-a ascuns de protestatari? În baie, cum spuneați dumneavoastră. Vă dați seama că în Târgu Jiu, slavă Domnului, râul Ramu, toată lumea mă cunoaște, sunt prieteni, am făcut lucruri împreună în ultimii 15 ani, eu zic destule lucruri bune și am știut ce face Dragnea. De asemenea știu că Dragnea a reușit să nu fie cel mai antipatic om din Gorj, l-a luat pe Codrin Ștefănescu cu el, care realmente s-a purtat foarte urât cu toată lumea și îmi cer eu scuze cumva pentru comportamentul ăsta așa de golan bucureștean pe care înțeleg că l-a avut Codrin Ștefănescu. Îmi pare rău, oamenii din Gorj trebuie să știe că Nu toți cei care vin din București sunt și haimanale. Știți de ce vă întreb? Pentru că eu am fost el prezent acolo la conferință și nu era niciun protestatar în preajma locului unde s-a desfășurat această conferință, pe care presa, să știți că a dat-o în vileag. Adică noi am spus încă de săptămâna trecută unde va avea loc această conferință și totuși nu au venit protestatari. Foarte bine. Nu asta e problema, că nu mă bucur când văd că l-așteaptă lumea cu că cine știe ce altceva. Eu repet, nu s-a vorbit deloc de problemele județului, a venit, a plecat și problemele sunt și dacă nu le rezolvă guvernul actual, cei care vor veni după le vor rezolva mult mai greu. Eu în 2012 am moștenit o situație grea la CEO și mă gândesc că în 2020 cei care vor veni vor moșteni o situație chiar mai grea decât am moștenit eu în 2012. Domnule Ponta, printre nemulțumirile multor gorjeni, se află nemulțumiri la adresa PSD de data aceasta, se află și faptul că PSD-ul nu a făcut multe sau mai mult pentru Gorj, chiar și pe vremea când dumneavoastră ați fost premier. Credeți că puteați realiza mai multe pentru Gorj în acea perioadă?
Bineînțeles că se putea, nu e niciodată suficient, dar cred că investițiile și proiectele care, pe care le-am adus în 2012-2015 nici nu au mai fost aduse în ultimii 40 de ani și nici nu vor mai fi în următoarele 40 de ani. Hai să le finalizăm partea. Centura, stadionul, locuințele ANL și deja e bine. Dragnea a dat garanții, domnule premier, că drumul expres Craiova-Târgu Jiu este bugetat deja și va fi realizat. Credeți că în următorii 5 ani va prinde contur? Vom avea un drum expres pe care să veniți și dumneavoastră la Gorj, dacă veți mai avea legătură cu Gorjul? Dacă se schimbă guvernul, s-ar putea să-l avem. Domnul Dragnea v-a mințit. Nu este nimic trecut în buget, m-am și uitat. Nu este trecut nici măcar, nu trecut bani nici măcar pentru un studiu de fezabilitate. Și faptul că minte, știți cum, la Bruxelles zice una, la Madrid alta, la București zice una, la Târgu Jiu zice alta, inclusiv a zis că nu va intra compania energetică Oltenia, nu va fi taxată de ordonanța 114. Știți bine că este taxată. A zis că nu va intra în fondul suveran. E trecut pe proiectul de hotărâre la fondul suveran. Din păcate, minciunile domnului Dragnea, deja nu cred că mai uimesc pe cineva. Nu se va face cât timp avem niște oameni care doar ne mint și pleacă mai departe. Domnule premier, ultima întrebare de data asta. Dacă Dragnea va intra în cursa pentru prezidențiale, vă gândiți să vă măsurați forțele cu dumnealui? Nu se, eu sper că va intra și va fi primul loc la europarlamentare. Eu voi fi primul loc la Pro-România și domnul Dragnea sper să aibă curaj, că a zis că se ocupă el de noi, nu? Și că ne arată el nou. Vă simțiți vizat de declarațiile acelea, domnule Ponta? Da, și mă bucur. Că știți cum, de ce e frică, nu scapă. Într-adevăr, pentru Dragnea, Pro-România este dușmanul și adversarul. Nu cred că e prea impresionat nici de PNL, nici de USR sau altcineva. De noi, da, cei de la Pro-România, care îi luăm voturi, care îi luăm oameni, care arătăm, care știm despre lucrul pe care le spunem, da, cred că doare și e foarte bine, chiar ne luptăm cu el. Dacă intră și va fi locul 1 pe listă la europarlamentare și ia 45%, cum a luat în 2016, atunci, bravo, îl felicităm. Dacă însă nu mai ia 45%, înseamnă că alea nu erau voturi de lui Dragnea, erau ale lui Ponta, Firea, Tudose, Cicianu, și atunci discutăm despre altceva. Domnule premier, domnule Victor Ponta, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. O seară bună. La revedere. Da, doamnelor și domnilor, l-am avut prin telefon pe domnul Victor Ponta, deputat de Gorj. Nu mai vine pe la Gorj în ultima vreme. Cel puțin dumneavoastră știți să mai fi venit, dumnealui? Nu, și a și spus, a avut în exprimare foarte multe inexactități. Adică a spus că a moștenit Ciou în cea mai grea perioadă 2012, minte de îngheață apele. Haideți să fim serioși. A văzut principalul dușman al lui Dragnea, partidul avut... care poate să-i pună ceva în roate, da, cel mai penibil, este Pro-România. Cel mai penibil lucru este să vezi cum se ceartă doi oameni care mai până acum 2-3 ani se țineau de gât. Și dacă ați remarcat, a spus ceva de genul că e frică de niște oameni care într-adevăr au ce spune pentru că știu ceva despre el. Despre cine? Păi s-a referat la Dragnea, bineînțeles, că nu la noi. Dragnea. Dar ca să vedeți unde s-a ajuns, păi dacă știa lucruri care au iz penal sau bănuiesc că la așa ceva s-a referit. De ce nu le-a spus până acum? Și tăinuirea intră la situația asemănătoare. Păi da, mai ales că este un fost procuror. Mai și face afirmații de genul acesta că e frică de noi, că știe că știm ceva, ce nu știu alții. Domnul Victor Ponta a intrat să își exprime poziția vis-a-vis de vizita lui Liviu Dragnea și de ce s-a întâmplat la alegeri. Și spunea dumnealui că n-a vorbit despre Gorj. Da, aici este, este o luptă pentru putere. Trebuie să fim obiectiv și să spunem că s-a vorbit despre Gorj, însă la modul foarte general. Liviu Dragnea a vorbit, stimați invitați, despre complexul energetic Oltenia, dar așa pe fugă, în două fraze, a executat subiectul. Adică ce a spus? Dacă vă aduceți aminte, a spus că e importantă energia, că e un sector strategic, dar și o problemă socială. Și o problemă, generalități, astea absolut. Sunt generalități, să vii lider unui partid. Ce vă aștepta să vină? Că nu știu. Asta ne trebuie să vină cu ce trebuia să spună Dragnea despre ceva? Să arate măcar că știe problemele oamenilor din județul Gorj.
ca să încerci să rezolvi acele probleme sau ca să dai speranța că ai capacitatea de a rezolva, trebuie să dai senzația că le cunoști. Eu mă îndoiesc că domnul Dragnea nici măcar nu le cunoaște. Și mai grav, nici parlamentarii PSD nu cunosc aceste probleme. Domnul Ponta nu mai vine la Gorj, dar e parlamentar ales pe listele PSD de la Gorj. Și asta nu-i dă scuză că fiind în opoziție nu se ocupă de problemele gorjenilor. L-am auzit pe domnul Ponta atacând fostul partener de stat la Cot despre inacțiunile pentru județul Gorj. Care sunt acțiunile dumnealui acum pentru județul Gorj? Sunt doi parlamentari de la Pro-România aleși pe listele PSD din Gorj. Ce fac pentru problemele din Gorj? În afară de faptul că aruncă cu luce cuptea PSD... Și că e an electoral, se ocupă de organizare, ca priorități. Oamenii oferă un mandat pe 4 ani de zile, nu oferă un mandat doar pe porțiunea în care ești în tabăra care trebuie. Haideți să ne întoarcem, vă rog, la discursul lui Dragnea. Eu mi-am notat aici câteva puncte din discurs. A început domnul Dragnea cu atac la Iohannis. L-a identificat din nou ca dușman. A venit aici să însuflețeze activul de partid cu atac la președinte. După aceea a mai vorbit dumnealui și ați văzut poate și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, despre acei netremnici care se folosesc de viața lui personală și îl atacă public. Despre... Aia se referea la Andronic. Da, despre Andronic a vorbit. Zicea da. De iubita lui, nu știu, cei care sunt bărbați. Dacă ești interesat pe cei din Gorj, da? În ce relații mai e el cu cine mai e? Îmi spunea o colegă astăzi de la știri. Este și penibil să te vii da. La o penibil conferință. Penibil este totul și inclusiv intervenția fostului premier Ponta. Ce a făcut de fapt? Adică ei se șapte centura ani, domnul Ponta. Ce au făcut și centura? Demara lucrările la centură. Haide să fim serioși. Astea blocate. Ăla dacă vine un turist trăi pe aici, zice că-s de pe vremea răzbacilor și romanilor pe acolo. Au ajuns o ruină, dar avem promisiuni că se vor relua. Dar cu văzut, multe, cu foarte, cu domnul Weber, nou președinte, cu domnule, mult mai multe costuri adică, decât... Știți, el nu s-a vorbit de centură, dar s-a vorbit domnule Davitor și domnule Radu Miruță despre acel drum expres. A dat Dragnea garanții, domnule, bugetat. Nu, știți că m-am uitat și eu în acel așa. Buget, nu este prins nici măcar. Deci dați dreptate domnului Victor Ponta. Asta, da. Păi și de ce credeți că l-a filmat asta? Pentru că dumneavoastră credeți că cei 600 de oameni din sală știu măcar cum să citești un buget. Asta a spus și în conferința de presă. Dar nu e haideți singur să lucru. Nu jignim, că poate sunt și oameni care știu cu bugetul, toți, cu astea. Nu toți. Dar am văzut și primarii stezi la PSD, să știți că nu putem sunt să-i mulți oameni, sunt mulți oameni capabili, eu condamn acei oameni capabili din PSD că stau la masa unor astfel de discuții. Nu spun că nu sunt capabili, sunt mulți oameni capabili în PSD și recunosc asta. Problema acelor oameni e că acceptă astfel de mizerii și stau la masă împuternicind discuțiile de acolo. Un alt punct de discurs, mi-am notat aici amenințare la manipularea ultraprofesionistă. A spus Liviu Dragnea că gata ajunge, că de vreo 2 ani e o manipulare de asta ultraprofesionistă care îi face rău lui și PSD-ului și să se țină de acum încolo, să vadă dacă o să-i țină picioarele pe ăștia de la tot atacat. A zis, a simțit vizat și domnul Victor Ponta. Da, dar-s mai rău decât comuniștii, vă spun eu, că am văzut astăzi cine la televizor PSD-ul. Vine și spune că de ce afară este dobânda 4,5 la noi e 7,5. Păi poate acolo inflația o fi 0,1% sau 0,5% sau 1%, la noi e 4 și ceva. El nu judecă din punctul ăsta de vedere cum o bancă poate să aibă o dobândă mai mică decât inflația. Eu nu că țin cu băncile, dar cel puțin de 2 ani. Și au bazat bugetul de stat pe o creștere economică și pe inflație minimă, nu vă dați seama că dacă ar coborâ dobânzile ar fi o creștere mare a faptului că inflația nu a fost mică. Pe moment ce îți bazezi bugetul pe consum, este foarte clar că arunci niște bani care nu-s proveniți în urma unei creșteri economice sănătoase, a unei productivități a muncii. Dar deficitul ăla de... trebuie să reflecte... Domnule David, dumneavoastră sunteți om de finanțe așa. Ziceți și deficitul ăla de 2,75% pe care ai construit bugetul, nu mare sau mic? Păi e unul destul de mare și e forțat. Poate să fie și 3, dar dacă ar fi deficitul, ar fi tot băgat în investiții, ar fi ceva, pentru că ăla ar fi un deficit productiv. Dar pe moment ce deficitul provine din salarii și din deficitul structural, adică practic importurile sunt mult mai mari decât exporturile, ăla nu e un deficit sănătos. Și e clar că la trebuie să-l plătească cineva. Eu dacă, de exemplu, la o firmă, poți să ieși pe minus. Dacă banii ai bași toți în investiție, e foarte clar că la anul îți produc. Și ai de unde să acoperi. Dar noi dacă... Cu ce le acoperim? Le acoperim din împrumuturi. Împrumuturile trebuie să le dai cu dobânzi mari.
De ce acum au început să roage de agențiile de rating rapid cu scrisori trimise pe sub mână, fără să știe nimeni, în care și se angajează că vor modifica ordonanța 114, care o explică mai rău decât un preșcolar de la. Că n-au făcut niciun rău, că nu trebuie să crească prețurile, că se adaugă pe tot lanțul câte 2% la cifra de afaceri. Păi cum să nu? Dacă aia care produc gaze, care le produc, le-ai pus 2%, aia care le distribuie, ai plătești și ei 2%, ai lanț, ai plătești și ei 2%, pe tot lanțul ăsta 6%. Din 6% este imposibil. Ca dovadă, începând cu 1 martie, curentul 2,6, gazele 2,6. Nu, că au zis că au plafonat până nu știu ce an. Le-au plafonat sub altă formă, la producător. Adică, practic, o să ne dorocească pe ai noștri. CO-ul, hidroelectrica, nucleară electrica. Deci au, ca să importe, nu? Sau ce au plafonat prețul la producător. Nu și la distribuitor. Nu și la populație. Ziceți că ce va ajunge la populație... Ce ajunge la populație e cu totul diferit față de ce vor ei să spună prin ordonanță. De fapt, aia e o șmecherie cu plafonarea. Au plafonat prețurile, dar după ce i-au lăsat să le crească. Senzația mea e că ei încearcă să se justifice în fața propriilor membri de partid. Au băgat povestea cu Soros, au băgat povestea cu statul paralel. Acum bagă povestea cu Iohannis, cu Traian Băsescu, cu USR. Ei sunt în topogan, topogan în trebuie să recunoaște că greșeli s-au făcut în justiție. Deci, ei sunt, că s-au făcut, da, dar sub paravanul unor greșeli nu înseamnă că vii cu modificări care de fapt nu modifică neapărat greșeala. Pentru că cele 126 de modificări care le cere Curtea Constituțională, paragrafe care sunt a declarat de constitucional, culmea este că nu în camera asta sunt niște greșeli. Îi spunem, închidem ușa, intrăm sub pretextul că reparăm acele greșeli, dar de fapt noi avem treabă în tot o altă zonă din cameră. Și spunem că ne paravăm. Haideți să revenim la legile astea din PSD, am titrat eu acolo, că Ciumaru a predat partidul la crimă. Păi de fapt au fost ce adaibi de alegeri au fost. Haideți să lăsăm la oamenii la un numit alegeri, adică alegeri să le zicem de despre 5 minute de oră. Nu puteți fi prea răutăcioși. Nu e răutate, sunt nicio formă. Deci omul a predat partidul în lacrimi. Aia, plâns omul la discursul Dragnea, ne-a spus, băi, îți mulțumim pentru ce ai făcut. Nea Florin, ați văzut, îi zice Nea Florin, îi recunoaște experiența, vârsta, ce vrei da, dumneavoastră. I-a recunoscut, dar schimbă. Păi ce vrea să mai facă până la urmă? Trebuie așa, măcar de ochii lumii. Păi este pentru un transfer la 16 ani. Odată la 16 ani, domnul Davițoiu, merge. Deci, vrem, nu vrem. Dintre ce e în birou ăla, e singurul care are tracțiune electorală. Trebuie să o și recunoaște. Păi haideți să luăm la rând. Nu mai citit, că și așa de... Nu am citit. Uite, eu nu cunosc pe doamna... am văzut aici Marcela Mrejeru. Îi știu eu pe toți. Cine? Profesoară. Ziceți-mi ce face doamna Mrejeru. E profesoară. E fost directoare la liceul numărul 4. Numărul 4 ce e asta? Buia, cât era acolo în spate, la Grimex. La Grimex, adică e de mult. Fosta directoare schimbată tot de PSD. Nu știu cum. Cum a ajuns la... Dar ce activează acum? Are și o funcție? E consilier pe undeva? Ce? Probabil să păstreze procentul de... Și după părerea mea, haideți să facem și previziuni. Va procentul fi, de vârstă? Va ce? Fi viitorul inspector școlar, șef. Da? În locul lui domnul Ișvan? Da. Păi am aici, la fel am pus pe bultier acolo. Călinoiu și Ișvan au rămas pe din afară. E adevărat ce spun eu, domnule? Păi da, normal, că nu sunt cei care... Am mai vrut să-l întreb pe Victor Ponta dacă sunt discuții, că sunt speculații. Călinoiu la Pro-România. Adică Călinoiu junior la ALDE și Călinoiu senior la Pro-România? Da, de ce nu? Poate să fie și dacă m-au oprit familie, poate să mai împartă. Mai sunt formații puneți. Așa, haideți să mai luăm de aici. Avem primarii și uite domnul Radu Miruță. Să discutăm despre domnul Ion Bârcă. Domnul Ion Bârcă. El a ales astăzi demisionar. E un loc liber, vă dați seama acum, poate când se mai organizează alegeri sau ce să zică. La cincea comună ca mărime din județul Gorj. Auziți și dumneavoastră, eu, domnul Ion Bârcă, demisionar. Mie mi se pare... Domnul e destul de vocal așa în ultima vreme. Și are a cincea comună ca mărime, contează până la urmă electorat. Câte voturi sunt acolo, la cincea comună? Vreo 4.800 de cât. Extraordinar, un mandat de consilier la Târgu Jiu sau două. Eu nu contez calitățile unui om... De consilier? Local. Păi câte voturi îți trebuie? 3 mandate cu 4.800. Da, 3 mandate așa. Da. Aproape că faci viceprimar. 4.800 e viceprimar. Ok, am greșit. Hai să trecem să depășim momentul. Ziceți, domnul Ion Bârcă, i-ați urmărit activitatea? Întreaga
parțial cât am putut extrage din ce predați dumneavoastră pe, la, pe ecranele TV și din ce văd prin comuna Turbura. În rest, nu am cum să... E activitatea mai complet diferită a domnului Bârcă. Vis-a-vis de ce se întâmplă la PSD, am auzit ieri și vă spun și de domnul Bârcă, am auzit acea muzică simfonică de primire a domnului Dragnea, înăuntru era un balet din ăsta de manele, adică oameni care așteptau pe cineva să vină să le parafeze o înțelegere despre care n-au fost întrebați. Auzeam mai demult că domnul Bârcă îl susține pe domnul Ișvan, actualul inspector general, nu? Sau a afirmat a avut divergențele, a avut divergențele. Am auzit domnul Bârcă, mi s-a părut. Ascultați cei care cunoaște mai bine proiectul de județul Bârcă, totală dispută. Mai ales de la PSD. Mie mi se pare cel puțin hazliu ca o persoană fără bacalaureat susține inspectorul județean, iar inspectorul județean se simte mândru cu această susținere. Dar și domnule, e așa rău să n-ai bacalaureatul și să fii primar? Dumne, eu cred că e rușinos, da. Din punctul meu de vedere e rușinos. Da, pic, ca singular în țară, foarte da, puține persoane, dar e mult mai rușinos sunt de aia care au ajuns în Parlament șoferi. E o treime. Domnule, dar pe această temă a demisiei au fost niște speculații, și... nu știu cât adevăr există în ele. Spunea că Ion Bârcă s-ar fi supărat, domnule, din cauza declarațiilor unui primar Slivilescu, dacă pronunț corect numele dânsului, care tocmai de asta spunea, domnule, ce caută la că n-are bacalaureatul, ce caută în birou, păi, în poziția de vicepreședinte. Pe de altă parte, a ieșit și Iriza și a acuzat niște manevre. Zicea senatorul Iriza că Bârcă și-ar fi dat demisia din cauza unor manevre ale lui Ion Călinoiu. Ce părere aveți? Nu știu, dar după părerea mea cred că și-a dat demisia verbal. S-o vede și scrisă. Da, mâine la e la loc. La PSD orice. Domnul Weber a s-ar putea. Înseamnă că și domnul Weber vrea să scape de el. De Bârcă, ți-a avut cunoștință să fie avut negocieri cu ALDE sau Pro-România? Cine? Bârcă nou. Nu? Chestiune și de imaginea ce care a făcut această echipă. Dom'le, parte din echipa pe care ai făcut-o ieri, astăzi spune că nu mai vrea. Adică cam cât de serioasă e treaba în această poveste. Uite, poate s-a supărat domnul Bârcă că prietenul lui, domnul Ișvan, n-a mai prins nimic. Pentru că... Pe dacă nu sunt prieteni, cum să supere? Așa? Nu, domnule, zicea, nu zicea domnule, domnul Bârcă spunea la radio acum trebuie să spune încă îl susține pe domnul pentru acum, funcția de secretar general. Ce joacă, nu știu. A spus-o la modul glumeț, haide să fim serioși. Zicea dumneavoastră la început pentru că o să sunt le spun telespectatorilor. Sunt o serie de declarații așa, că spun degeaba. Pe secretar al PSD Gorj, secretar general, este doamna Anca Burlușanu, până acum cunoscută ca purtător de cuvânt al formațiunii, o știți dumneavoastră, o să vină și la TV Sud într-o zi. Secretar general este această doamnă, erau speculate și numele domnului Ișvan și cel al domnului Claudiu. General, da. Ișvan își dorea să fie secretar general la partid. Și cel al domnului Claudiu Manta, care iată este vicepreședinte al partidului în continuare. Spuneți-mi dumneavoastră, mi-a spus la un moment dat, băi, că la PSD munca de secretar general nu e aceeași ca la alte formațiuni. Ce ați vrut să spuneți prin asta? Ce face un secretar general? Diferă pentru că nu este așa de important postul. Normal, posturile importante se aleg. Nu se numesc. Dacă ar fi un post extraordinar de important și de râvnit, ar fi ales, după părerea. Bine, la modul cum s-a ales... De ce îl dorea Ișvan? Pentru că e unul singur secretar general, vicepreședinte sunt 17. Da? Da. Da, haideți să discutăm... Cred că sunt la modul ăsta. Păi aduceți-vă aminte cât de cunoscut era fostul secretar general, celebru Milosteanu, și luați în considerație ceilalți vicepreședinți, care erau mult mai cunoscuți decât secretarul general. Ori la celelalte formațiuni politice, cei mai cunoscuți oameni sunt președintele și secretarul general. Cam asta e și importanța posturilor. Noi astăzi n-ați fost invitați, domnilor, la conferința asta. Știu că mai merg și de la alte partide. Păi au invitat de la ALDE sau fric. Mai invită și la alții. Da, și dacă am ajuns la asta să discutăm un pic despre intervenția domnului Iordache de la ALDE Gorj. Unii spun că a fost penibil, alții spun că, vai domne, a fost mesagerul dreptății acolo între 500 de pesediști. Domnule Miruță.
După mine, domnul Iordache a vrut să iese în evidență și să spună că se disociază de greutățile și de mizerile pe care PSD le face, dar nu mi s-a părut că a făcut-o într-un mod reușit. I-a spus dumneavoastră, adică, băi, vă recomand, da? Dar da, colegii din presă au numit sfatul otrăvit ce i-a transmis lui Dragnea. Dar e o ipocrizie, vă recomand să faceți ceva ceea ce niciunul nu fac. Vă recomand să lăsați, ca să-l citez eu, să lăsați interesele de personale și de partid în fața intereselor de județ. Ca să vă faceți o idee cât de democrat este Iordache și cât de aplicat este pentru această formă de conducere, întrebați-i pe consilierii PNL, PMP de la turceni. Câtă democrație și cât de în interesul cetățeanului este Iordache la turceni. Și atunci vă faceți o imagine de fapt cine e el. Crezi că l-a deranjat pe Dragnea? Pentru că cel puțin nu e jurnalistii așa. Cred că pe Dragnea l-a deranjat din pe Dragnea mai multe puncte. Deranjat de declarație, de discursul lui Iordache. L-a deranjat, cred că, din mai multe puncte de vedere și din modul cum a ținut discursul. Este greu să te duci într-o sală și să n-ai minime cunoștințe, cel puțin de conduită. Păi stai cu spatele la mulțime, în nicio țară din lume. Și indiferent unde ții un discurs și peste tot te torci cu fața către cei mulți, către popor sau cum că dai, adică pe vremea antichității. Poate s-a gândit, mă duc stai la cu astea. Spatele la 600 poate de oameni. Poate s-a gândit, doamne, mă duc la ăștia la PSD și le întorc spatele direct. Discuția ăsta putea să-l aibă, sau discuția putea să o aibă și după. Nu trebuia să le-o spună. În primul rând a călcat și niște norme de comportament când ești invitat la un asemenea congres. Din ceea ce știu eu, că eu am participat și eu destul de la multe congresuri. Pentru asta v-au invitat, domnule președinte. Nu, dar ce ar fi, mă. Am înțeles că era așteptat acolo prietenul dumneavoastră, Marcel Romanescu, n-am mai ajuns pe acolo. Da, după părerea aia, făcea o greșeală extraordinar de mare. Făcea o greșeală? Da. De data asta i-a ieșit, n-am mai greșit. Păi, vă spun de ce făcea o greșeală extraordinar de mare. Adică nu invită pe șefii tăi ierarhici de partid. Așa se, ăsta este rangul de... Când ai o conferință de genul ăsta... Îl vedeați pe Dan Vulceanu între 500 de PSD și cu Dragnea acolo? Așa se face invitația. Se face către șeful partidului, că el deleagă pe altceva, asta e cu totul altceva. Dar nu o faci către cine vrei tu dintr-o formațiune politică. Pentru că nu se cade așa ceva. Încalci niște uzuanțe. Domnule Radu Miruță, vorbeam la început de reformă în PSD. Credeți că va urma o reorganizare, o schimbare a modului de gândire în PSD? Nu, doar o schimbare de pălării pe capul acelor aș mări, în mare parte. Mod, și de ce vă spun? Dar de ce nu le dați un pic de credit? Pentru că e și domnul Cosmin Popescu în conducerea partidului. Bun, și e și Claudiu Manta. Unii l-apreciază, Claudiu Manta. Schimbarea nici nu chiar așa de mare, da. Dacă stai bine și te gândești. Asta e un aspect. Eu creditez, eu sunt îngăduitor. Aspectul important pe care mă bazez este modul prin care acest lucru a fost făcut, complet nedemocratic. Domnule, dar așa merg ei din totdeauna. Gândiți-vă când au desemnat candidații la parlamentare. Domnul Popescu, o treabă oamenii care podește, organizați. O treabă care se moșește greșit, să continuă greșit. Dar nu înseamnă că acest lucru este normal și că dacă așa s-a făcut, trebuie să acceptăm că a devenit normalitate. Uzanța nu e izvor de lege. Da, ați văzut, a fost și o întâlnire... Și nu știu ce ne-ar interesa pe noi, ce ar însemna mai multă democrație. La PSD. Ne-ar asta, că asta speranța pentru mine ar fi ca oamenii care sunt de o calitate superioară în PSD, pe baza unei democrații și a unei transparențe, să poată ajunge undeva unde prin prisma pregătirii lor să poată schimba lucrurile în bine. Dacă greu tu... de crezi, că ăștia da, după cum se vede, imposibil. Ăștia se prostesc când se rulează. Ce fac? Ce mai, aruncă din când, mai aruncă din când în când cât un om care nu prea poate fi combătut ca valoare, ca să mai atenueze cumva din... Eu cred că de-aia nu l-a primit nici pe domnul Călinoiu, nici pe cine au mai spus ei că primesc. Dom'le, vrem să ne schimbăm cu aceiași oameni. Din când în când mai aruncă câte o persoană pe acolo, asupra cărei... pentru profesionalismul căreia nu prea poți să spui mare lucru. Dar după părerea mea, pe parcursii găsesc loc și o bagă. Uite, mai demisionează încă doi și te trezești și exact cu echipa completă. Domnul Călinoiu, credeți că intră Călinoiu acolo? Nu știu, iau rezerve acolo, că lista de vicepreședință eu a fost... Eu zic că da. Într-un final va ajunge și el. Da, e sigurul care a scăpat din pe listă. Dar și-a dorit cu adevărat? Credeți că și-a dorit? Adică s-a dus în genunchi la Dragnea și nu i-a acceptat totuși? Nu știu dacă totuși? S-a dus în genunchi, dar cred că... i-ar plăcea să fie acolo și cred că și la ceilalți le-ar plăcea. Da, să-l aibă alături.
De ce? Să vă spun eu de ce i-a plăcea. Pentru că Călinoiu totuși este simbolul PSD-ului în ultimii ani din județul Gorj. El clar că este adeptul lipsă democrație. Sunteți răutăcioși, domnule David Țuri. Haideți să discutăm puțin și de întâlnirea domnului Dragnea cu sindicaliștii, cu reprezentanții celor patru federații sindicale. Miruță, cred că nu ne-a interesat prea mult câtă democrație PSD, dacă ar termina naibii stadionul, linia de centură, drumul expres al lui... Stadionul se termină, ca promis, primarul liberal se termină când? În iunie? Iulie, gata. Păi dacă nu începe până centura din Bănuții, acum după bugetul de stat din Bănuții, cum se termină dacă n-au început? Sunt pe aici. Escalează prin bătătura. E o mare problemă în societate. Să nu uităm ororile care s-au făcut până acum. Stadionul a avut bani să se termine cu o sumă mult mai mică acum un an de zile. Pentru centura s-au blocat banii deja alocați acum un an de zile. Adică nu trebuie să spunem că luăm de la zero totul acum. Aceste situații au mai fost discuții de campanie electorale, au mai reprezentat niște promisiuni și au fost un kix. Din partea acelorași oameni aproximativ. Bun, despre ce, domnule David, că dumneavoastră cunoașteți problemele de acolo. A și spus la un moment dat că, domnul Ponta a spus că nu s-a discutat despre ce cu prilejul acestei vizite. A fost o întâlnire. E greșit informat, s-au discutat. A avut o întâlnire cu sindicaliștii. Da, între 19 și 20 de minute a durat toată întâlnirea. Aveți, dumneavoastră aveți surse pe acolo. Totul. Ce s-a discutat? Voiam să-l iau prin telefon pe domnul Căldăruși, dar nu mai avem timp. Practic, sindicaliștii au ridicat problemele grave pe care le are CEO. Aceleași probleme pe care domnii parlamentari trebuia să îi le aducă deja la cunoștință, da, lui Dragnea, nu? Da, se vedea, după cât din declarațiile sindicaliști, se vede foarte clar că Dragnea este total pe din afară cu problemele CEO-ului. Ciudat, pentru că orice șef de partid, am mai prins eu destui șef de partid și de la noi și de la alții, când vine într-un județ, obicei se informează cu problemele care sunt cele mai strigente în județul respectiv, pentru ca să capaciteze electoratul cărora le vorbește sau cetățenii cărora... Altfel, dacă te duci și folosești aceste generalități, este foarte grav. Au ridicat problema certificatelor de l-am văzut și pe domnul Ponta că nu era, domnul Ponta nu era chiar informat. Până la urmă am înțeles că se va obține un credit. Care Ponta, domnule, când el a zis că și-a trabaua asta nu are multe zile, nu, era pe vremea lui. Anul ăsta, la aprilie, sunt garanții din partea managerului că bani vor fi pentru achiziție. O parte din credit garantat de stat. Banii sunt, dar ceea ce nu a spus nici managerul până la capăt este că la anul banii trebuie returnați sau într-un timp în cât s-au făcut contractul trebuie dați înapoi. Aia este marea problemă de unii dai înapoi. Că ei garanții sunt că CEO nu este un SRL în ăsta de 2 lei. Bă, ce le-ți dau? Dar practic trebuie să și returnez. Iar situația CEO-ului este cu care o știe toată lumea. Lipsă de cărbune, lipsă investiții, lipsă expropieri. Bă, părerea mea la CEO situația e foarte complicată. Și cred că maxim 6-7 luni. De ce e complicată, domnul? Acum că fratele dumneavoastră este consilier al managerului, nu cumva se vor rezolva lucrurile? N-aveți întrebere? Cum o fraie să face primăvara? Haideți să fiți serioși. Totuși, după dezastru, poate, care e, pe ce să facă? Poate va rezolva dânsul, poate are expertiză, că omul e de mult. Tata așa nu discutați cu dumneavoastră lui, băi, ce facem cu ce? Tata așa să te înțelegem. Un om poate să spună ce ai greșit, ce ai făcut, dar ca să le îndrept îți trebuie bani. Să identifici, adică dacă te-ai dus cu excavatoarele pe unde nu trebuie, acum ca să le aduci pe unde trebuie sau să faci ce trebuie, să faci investițiile necesare, să le repoziționezi, îți trebuie bani. Fără investiții ce să faci? Dacă ai greșit de-a lungul timpului, s-a implicat foarte mult politicul în activitatea CEO-ului și rezultatele, o să le vedem anul ăsta. Și sindicaliștii văd că îi doresc implicarea politicului în continuare foarte mult. Și aș mai completa ceva, da, că au ce să extragă de acolo. Doresc pentru că fiecare are interesul lui. Adică ei s-au pozat cu Dragnea, da? S-au pozat cu Dragnea. Vă spun eu. Astăzi s-a dus bunoaică și s-a pozat cu ea de la PNL, cu grupul parlamentar al PNL pe la Parlament pe acolo.
cine știe mâine cu cine mai apare Căldărușe și dacă ceilalți. Dacă Dragnea vrea să dea senzația că e un pic interesat de problemele acestui complex, eu în locul lui m-aș fi întâlnit cu niște ingineri șef de pe acolo care știu foarte bine problemele și cu o echipă de consilieri în același domeniu. Și cadrul care s-a întâlnit cu cine s-a întâlnit pe tablete greșit. A fost o chestiune artificială. Trebuia să-l băgat pe Maioreanu ca să-ți explice despre ce e vorba. Ca să-l distreze. Sau pe Fișad. Trebuia să-l chef, că știai că ai ședință și știai că... Că ăștia n-au fost totuși puse așa imediat întâlnirea asta. Trebuia să-l chef pe Vișad sau... Trebuia să ai și niște oameni care să pricep. Știți că eu m-am întâlnit cu domnii sindicaliști când mergeau la întâlnirea asta și mi s-a părut că nu era organizată dinainte. Că a fost ceva, domnule, probabil în dimineața zilei de ieri au discutat și... Cu sindicatele și... s-a întâlnit mai mult pentru campania electorală. Este foarte clar. Dacă așa și-a păi făcut și poza rezolvi, aia, s-ar putea să-l dea dreptate. Dacă vrei să rezolvi problemele CEO-ului, te întâlnești cu sindicaliștii? Păi înseamnă că s-au schimbat conducerea la CEO. Trebuie să doi cu oamenii care știu să spună probleme exact și toate, totalitatea lor, numai probleme sociale. Da, oamenii înțeleg pe ansamblu, oamenii sunt oameni tehnici acolo care înțeleg, dar nu sunt băgați în seamă. Cu acei oameni vorbește? Liderii de sindicat ce perspectivă sunt... ai, că se blochează fronturile, că nu poți să mai face, dacă nu faci expropieri. Adică să spună și perspectiva, nu să discuți, n-avem izolit bani, n-avem nu știu ce, n-avem salopete. Senzația mea că mai fi multe de discutat, această organizare a întâlnirii a fost doar ca să bifeze că a venit în Gorj și că n-a fost complet dezinteresat de problemele CEO, însă printr-un mod care n-a avut legătură cu problemele. A fost în campanie electorală. Dragă, da, va fi candidatul... Da, v-am zis, dacă aveam un reprezentant al PSD, doamnelor și domnilor, în seara asta, din păcate nu au onorat invitația, poate se trezesc mâine seară din mirosul ăsta al puterii, apare alt subiect. Al puterii și vom discuta și cu dumnealor, că poate ne va contrazice reprezentantul PSD cu privire la ce spuneți dumneavoastră că a fost Dragnea în campanie la Târgu Jiu. Pe final, domnule Radu Miruță, un telespectator m-a rugat să vă întreb dacă vine Cioloș la Gorj și dacă îl veți primi tot cu muzică, așa cum a fost primit Dragnea. Cioloș vine miercuri la Gorj, va fi în zona din centru, la cortul USR Plus, între orele 11 și 12, unde va sta de vorbă cu cetățenii în spațiu public și unde va răspunde... Nu la va fugi de protestatar, nu? Nici nu vine teleportat, nici nu fuge, nici nu are muzică și gălăgie în jurul lui. Păcat! Doamne și domnilor, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Numai bine!